Astăzi vă vom prezenta sistemul de aplicare curată variabilă în timp real, Augmenta, care va controla prin intermediul sistemelor Raven o mașină de fertilizat Verdeland. Pe cabină avem montat un senzor cu camere video, camere multispectrale și camere de înaltă fidelitate, care analizează sănătatea culturii și pe baza unor algoritmi agronomici interpretează datele și transmite informații către mașina de fertilizat sau mașina de erbicidat atașată la sistem prin sistemul universal ISOBAS. Avem pe cele două monitoare. În stânga avem tableta, să zicem, monitorul de control al sistemului Augmenta, prin care noi am făcut o operațiune simplă, i-am definit cantitatea maximă pe care vrem să o aplicăm, asta rămâne la decizia agronomului sau fermierului, bineînțeles, și o cantitate minimă pe care vrem să o aplicăm și în funcție de citirile senzorului de pe cabină, transmite informații către terminalul de la Raven, care în acest moment are mai multe funcții, odată funcție de ghidare sau și autoghidare și funcție de terminal ISOBAS. Este în modul split screen, în stânga avem datele despre sistemul de ghidare, iar în partea din dreapta avem interfața mașinii de fertilizat, în acest caz o mașină de fertilizat exact la GeoSpread. Este configurată mașina de fertilizat cu section control și variable rate, iar prin sistemul ISOBAS, sistemul Augmenta, după ce analizează ce se întâmplă în față în timp real, transmite informații către terminal, care terminalul, bineînțeles, controlează mașina de fertilizat. În acest moment, pentru că avem o cultură special aleasă să fie cât mai neregulată și slab întreținută, sistemul decide ce cantitate de fertilizant să aplice și, după cum observ, coincid valorile de pe monitor. În partea de sus avem valoarea calculată și dorită, iar în partea de jos este valoarea aplicată, iar aici sistemul ne arată valoarea primită, iar aici ne arată valoarea executată. Dacă, spre exemplu, și chiar asta o să și facem, trecem printr-o zonă pe unde am mai aplicat deja, atunci, bineînțeles, intervine sistemul Raven, care spune am trecut pe aici, închidem secțiile, vei vedea că ușor se închid și ușor se vor închide și de aici. Și în acest moment, spre exemplu, monitorul de la Augmenta ne arată cantitatea dorită, dar cantitatea aplicată este 0, pentru că sistemul Raven i-a spus am trecut deja pe aici, aplicăm 0. În acest moment, mașina de fertilizat este practic oprită. Trecând în continuare pe o zonă unde nu s-a aplicat, va lucra în continuare ca mai devreme. Acest pachet Raven pe acest tractor a fost echipat cu sistemul nou de autoghidare motor electric, sistemul Direct Steer, care este compatibil cu orice tractor care are servodirecție, cât timp este mecanic, funcțional și bine pus la punct. Este la precizie momentan deblocat la precizie RTK, adică plus minus 2,5 cm. Și cred că ar fi bine să ne mai uităm un pic la sistemul Augmenta, pentru că urmează să ne apropiem de o zonă unde nu avem cultură, este doar teren prelucrat. Și vom observa cum încep să apară valorile, el deja nu mai citește cultura. Când întoarcem în funcție de cum apare masa verde, el deja citește. Și bineînțeles, ca și măsură de precauție și protecție, va aplica cantitatea maximă pe care noi am setat-o. Pentru că, indiferent dacă există cultură sau nu există cultură, sau senzorul a pățit ceva, s-a defectat dintr-un motiv sau a fost lovit, el trebuie să aibă o măsură de backup. Drept urmare, va aplica cantitatea maxim dorită pentru a proteja cultura. Între cât și cât se poate seta acest sistem Augmenta? Este la alegerea utilizatorului. Noi, spre exemplu, în acest caz, am ales o cantitate maximă de 500 de kg la hectar și un minim de 250 de kg la hectar. Dar aici, bineînțeles, depinde de ce se aplică, pe ce cultură, cât dorește fermierul aici. Deci limitele sunt până la cer. Pe ce se bazează acest senzor pe care spune că sunt pe utilaj instalații în momentul de față pe tractor? Acest senzor se bazează pe camere multispectru,
și pe cameră video RGB, să zicem RGB, da, și de înaltă fidelitate. Are incorporat un senzor care citește poziția soarelui pentru a ști de unde vine umbra, dacă sunt zone cu umbră, și analiza intensității luminii pentru a putea compara ceea ce se reflectă din masa verde versus ceea ce vine de la soare. În acest moment, spre exemplu, nu avem soare pe cer, este înnorat, așa că din acest moment pragurile sunt mai jos aici. Lumina cu care se compară este mai slabă, dar în același timp lumina soarelui poate să și bruieze, să zic, semnalul recepționat de la plante. Poate fi folosit acest sistem și pe timp de noapte? Nu. Nu. Se bazează doar pe reflexia luminii. Drept urmare, are chiar măsuri de siguranță. Dimineața, dacă nu este soarele pe cer, are o măsură de siguranță și nu pornește. Iarăși seara, dacă se întunecă, nu mai are suficientă lumină, din nou va opri sistemul, dar el rămâne funcțional pe cantitatea maximă admisă, adică nu oprește sistemul cu totul, fermierul își poate continua lucru, doar că nu va mai executa rată variabilă pe baza reflexiei de lumină, pentru că este noapte. Și ultima întrebare, ce două sisteme, Augmenta și Raven, pot echipa orice model de tractor? Da. Sistemul Raven, dacă este cu autoghidare, cu motor electric, se poate pune pe orice tractor și nu numai tractor. Utilaj cu servodirecție. Pentru sistemele hidraulice se pot monta kit specifice fiecarei platforme. Iar sistemul Augmenta are un sistem de montare extrem de maleabil și ușor de configurat și de ajustat. Drept urmare, sistemul Augmenta se poate monta pe absolut orice utilaj, orice tip de tractor. Deci împreună se pot monta pe orice tip de tractor. Am înțeles. Spuneai astăzi în prezentare și de faptul că pot fi aplicate pe sprayer sau... Da, pentru că nu este dedicat doar pentru fertilizat. Se pot aplica și tratamente și regulatori de creștere, ba chiar fertilizanți lichizi, pentru că se practică. Venim în întâmpinarea fermierilor cu soluții de autoghidare cu prețuri variabile, de la cele mai mici entry level pentru ghidare manuală, până la sisteme avansate de autopilot, cu nivele ridicate de precizie, funcționalitate ISOBAS, section control, variable rate și în premieră în România, sistemul Augmenta de rată, aplicare, rată variabilă de fertilizant și erbicid în timp real.